15 salvatori montani din județele Suceava și Neamț, între care și o unitate canină, un salvamontist cu câini de căutare-salvare, au pornit joi dimineață într-o nouă misiune de căutare a colegului lor, Sorin Pandelea, îngropat sub zăpadă de o avalanșă produsă pe 1 decembrie 2017. Stratul de zăpadă în zona căutărilor este de aproximativ 4 metri. Area de căutare este una foarte mare. Este vorba de o vale de 200 de metri lungime, în zona Poiana Izvoarelor, sub vârful Pietrosu. Salvatorii montani vor sonda și vor săpa în speranța că îl vor găsi pe colegul lor. Acțiunea este coordonată de un procuror militar. Ultimele căutări au fost efectuate în luna ianuarie, fiind apoi întrerupte din cauza riscului de noi avalanșe. Sorin Pandele avea 40 de ani și este din Vatra Dornei. Bărbatul este pompier militar, pasionat de alpinism și era voluntar la serviciul Salvamont. A urcat pe munte de Ziua Națională a României împreună cu iubita lui și un coleg pentru a arbora tricolorul pe vârful Pietrosul din Munții Călimani. Cei trei au ales un traseu închis în acea perioadă a anului și au fost surprinși de o avalanșă. Colegul său, cel care a și anunțat tragedia, a fost găsit și salvat. Fata a fost găsită moartă, iar el nu a fost găsit până acum.